Preocuparea pentru locul pregătit la reîntâlnirea cu colegii și cu profesorii pare să fi fost destul de mare pentru unii elevi care au ales să poarte ținute mai îndrăznețe în prima zi de școală. Tinerele preocupate de modă au ales să poarte la deschiderea anului școlar rochițe scurte, blugi rupți și genți în loc de ghiozdane. În școlile din România, uniforma școlară nu este obligatorie.